Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Darea Dimineții la Hunedoara 1 TV. Suntem în direct, așa că dacă avem vreo problemă, mai mișc casca, mai face la valiera câte o problemă, să știți că până la urmă asta e farmecul emisiunilor în direct. Vreau să-mi salut echipa, bună dimineața Andra, bună dimineața Bianca și e în premieră astăzi, Rosie nu e alături de noi, suntem doar noi fetele. Rosie e în concediu, îi urăm concediu plăcut, așteptăm să vedem ce poze ne-a adus din retezat, că a fost în retezat, din câte știm noi s-a și întors. Am a vedem cu siguranță aici pe televizor în dreapta mea săptămâna următoare sau mă rog în viitor o să ruleze alte imagini decât cele pe care le avem astăzi. E o dimineață de august după schimbarea la față, teoretic a căzut prima frunză astăzi de dimineață, că ieri a fost mare sărbătoare la noi, la români, și ne îndreptăm așa spre o și mai mare sărbătoare, 15 august, când e Sfânta Marie, Adormirea Maicii Domnului. Acolo mai vedem dacă e motiv de sărbătoare sau nu. Fiecare cum percepe, știți? Rămâne la atitudinea fiecăruia cum vedem viața. Dar noi știm cu siguranță, asta știm cu siguranță, că fiecare zi e minunată. Fiecare zi începe cu răsăritul soarelui, chiar dacă nu-l vedem, că e după nori, și se încheie cu atunci când răsare luna, că așa e normal și încă suntem în normalitate. Invitata mea din această dimineață m-a inspirat, dragii mei, nu odată, recunosc asta, m-a inspirat și în postarea pe care am făcut-o ieri pe Facebook. Sunteți destul de mulți care ați dat like la postarea mea, mulți dintre voi ați și comentat și mulți dintre voi sunt convinsă că ați avut și întrebări de ce am făcut acea postare. Bine, mulți au avut și păreri de ce am făcut acea postare. În lumea mea, mulți îmi spun, nu odată am auzit asta, că sunt naivă. Probabil nu contestă nimeni. Dar în lumea mea, nu sunt singură, dragii mei. În lumea mea, aia frumoasă, sunt oameni frumoși. Sunt oameni care fac ceva, care fac lucrurile altfel. O rog pe Andra, avem o poză pregătită, nu întâmplător am ales această poză. Mulți dintre dumneavoastră, pentru că ați urmărit promo, știți cine e. Mulți dintre dumneavoastră care nu ați urmărit promo, știți deja poza, pentru că ați văzut-o la această femeie pe rețelele de socializare, și cei care nu știți și sunteți așa ca mine, care a cunoscut-o mai în vremurile de astăzi, e vorba despre Dorela Murărașu, dragii mei. Și ne întoarcem în platou, mulțumesc Andra și îi spun bună dimineața. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. După o prezentare atât de frumoasă și de emoționantă, nici nu prea mai știu ce să mai spun. Ați ales o poză tare, dragă sufletului meu, ca și toate pozele de pe munte. Și dacă nu vă aduce Rosie poze din retezat, vă aduc eu, promit, săptămânal. Mulțumesc pentru invitație, e o bucurie să fiu din nou alături de voi. Și e o bucurie că suntem la o poveste între prieteni și la o poveste despre oameni, despre frumos, despre normalitate. Deci lumea mea, aia frumoasă, e normalitatea. Da, și luptăm să rămân așa. Pentru că stă în puterea noastră și în mâinile noastre să ne păstrăm frumosul în viață. Și
și în picioarele noastre, dragii mei, că eu mă tot gândesc la ce au fost supuse picioarele invitatei mele ca să ajungă acolo sus. Nu mă pot abține și bineînțeles că pun întrebarea aia de ochiată. Știți că începem cu sfârșitul, nu începem cu începutul. Cum se vede lumea de acolo, de sus? Sunt o grămadă de citate motivaționale despre munți și nu urcăm pe munți ca să-i cucerim și nu urcăm pe munți ca să vedem oamenii mici, ci urcăm pe munți ca să vedem cât de mici suntem noi în comparație cu măreția muntelui și în comparație cu tot ceea ce înseamnă natură și frumos, cu tot ceea ce înseamnă univers. Și când ajungi acolo sus pe munte, îți dai seama că altele sunt lucrurile importante, nu cele pentru care ne zbatem zi de zi. Rămânem la lumea mea naivă, pentru că lumea mea frumoasă... Acum, deci am spus, dragii mei, e un citat din Irina Binder, sunt acolo comentarii în care îmi spune că ce frumos ar fi să fie așa, dar e așa atunci când alegi oamenii din jurul tău să fie la fel ca tine și să fie altfel decât restul oamenilor. Să știți că și cei care sunt în spatele ușilor închise în instituțiile de stat pe care îi întâlnim de multe ori morocănoși, tot ca noi sunt. Și ei au dureri și ei plătesc facturi și ei trăiesc în lumea lor naivă. Doar că probabil uneori ne întâlnim cu oamenii în momente pe care nu ni le dorim. Dar sunt oameni pe care îi întâlnim atunci când ne dorim. Sau pur și simplu Dumnezeu face așa o punte de legătură și te întâlnești cu omul când te aștepți mai puțin. Și mă întorc în 2018, în mintea mea și în sufletul meu, undeva la cetatea Devei, când am întâlnit-o prima dată pe Dorela Murărașu și pe Marius Dragomir. O poveste, nu înțelegeam atunci ce se întâmplă, nu înțelegeam atunci cine e Dorela Murărașu, pentru că, așa cum spun de fiecare dată când am această ocazie, acești oameni eu i-am cunoscut direct maturi și direct la locurile lor. Nu am copilărit în Deva, nu știu, îi vezi și când îi vezi începi să spui întrebări, creierul meu începe să pună întrebări. De ce sport, Dorela? De ce numai altă pasiune? De unde și dorința asta de mișcare? Sportul, să știi că a venit târziu în viața mea. Până la 38 de ani am fost doamna pe tocuri și la costum și spun cu toată sinceritatea, până la 38 de ani nu am avut echipament sportiv, nu am avut training, nu am avut Adidas. Așa că asta este un mesaj pentru toată lumea care spune că e prea târziu să mă apuc de sport. A venit ca o nevoie, a venit ca o terapie, a venit ca un moft personal. Am început să alerg pentru că la vârsta aia începusem să iau anumite proporții și nu-mi plăcea de mine, nu mă împăcam bine cu mine în corpul meu și fiecare, exact așa cum spui tu, fiecare se simte bine cu el. Și pentru mine alergarea a fost soluția, după care mi-am dat seama că a devenit stil de viață, a devenit terapie, a devenit prieten alergarea, a devenit moft personal și egoism. Și recunosc asta, atunci când alerg, sunt doar eu cu mine. Și nu vreau să împart asta cu nimeni din familie, e doar timpul meu cu mine când plec la alergat. Și îmi face tare bine. Abund de la simplă alergare, cum am putea face oricare dintre noi, așa ar fi normal, nu eu. N-am mai alergat de ani de zile, decât cu microfonul în mână, Bia, pe la Petroșan, ce zici, Bianca? Da, e un sport periculos și ăla.
facem o glumă. Nu am alergat în mod organizat de foarte mulți ani de zile. La fel, au fost câțiva ani, locuiam la Orăștie, în care plantam, ca o să zică prietenii mei de pe Facebook, minți, știi? Pentru că postam în fiecare dimineață de la plantatul unui lan de floarea sarului și până la cules am postat în fiecare dimineață să vedem cum cresc. Da, e adevărat. Am alergat după, nici eu nu știu după ce am alergat în viață, dar am alergat. Dar, la un moment dat, eu m-am oprit. Tu nu te-ai oprit. Și ai început să faci lucrurile sub o altă formă. Și aici o rog pe Andra să dea drumul la un colaj de poze pe care, în care o vedem pe Dorela nu doar pe munte, te vedem în tot felul de ipostaze. Asta e superbă. De unde da, este asfințitul pe vârful Moldoveanu, e recentă, e de o săptămână. Am avut ocazia să fiu acolo și la Sfințit și la Răsărit și mi s-a părut una dintre cele mai emoționante povești de munte. De fiecare dată când cobor de pe munte, îmi spun că a fost cea mai frumoasă tură, a fost cea mai frumoasă zi din viața mea și că nimic nu o poate egala. Și din fericire, data viitoare o iau de la capăt cu aceeași declarație. Ce se întâmplă pe munte e magic și e un canal de umplere a energiilor, de uitare a greului, de... Uite, aici căutam semnal, de exemplu, dacă poți să-ți închipui, îmi găsisem un loc unde aveam semnal pe piatra Iorgovanului și râdeau băieții de mine, mi se văd și genunchii bine juliți, ca ai unei doamne. Muntele vine cu tot ce lipsește din viața noastră și e un fel de pansament acolo unde e nevoie. Așa a fost în cazul meu și mă bucur că e așa. Aici e la Via Ferrata, la Cățărare, și asta a fost o provocare tare mare pentru mine, pentru că sunt un om căruia este teamă de înălțime. Și este teamă de înălțime? Da, 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 da. Și te urci? Da. Consider că atâta vreme cât rămâi conștient și cu teama alături de tine, nu faci greșeli. Da. Știai că e o floare sau... Știam că e o floare, urcaseră băieții înaintea mea și mă străduiam să ajung și eu la ea. Este în retezatul Calcaros, e o zonă împânzită de flori de colț care, spre norocul nostru, e ascunsă publicului pentru că nu este pe un traseu marcat și încă se mai păstrează așa cum trebuie să se păstreze. Aici e... Răsăritul pe vârful Retezat. Eu iubesc vârful Retezat și e o relație specială între mine și vârful Retezat. Și am avut parte de un răsărit fantastic și să-ți bei cafeaua așa dimineața la ora 5 și să vezi soarele și să vezi toată minunea din jurul tău. Ca să nu-ți mai spun că dimineața când am ieșit din cort ne priveau două capre negre, se uitau așa ochi în ochi și nu știam unde suntem. Da. Asta este tot de la Via Ferrata, de la Baia de Fier. Și a fost o provocare mare să-mi înving teama și să-mi spun că pot să o fac. Că am făcut altele mai grele și mai nenecesare pentru sufletul meu în viață decât asta pe care vreau să o fac. Acolo e o zonă suspendată de... pe acolo sunt eu. E o zonă suspendată de hamace. Și am coborât de pe hamace și am venit în viteză ca să votez. Ca să înțelegi că sunt chiar un cetățean responsabil. Ia nu, ăsta sunt în 2000 la alegeri. Exact, este exact în ziua alegerilor, în duminica aia, da, 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 da. Nu pot să cred. Aici și ne oprim. Te rog să o lași pe ecran, Andra, mulțumesc. Da, aici e o poză de echipă. Și suntem cei care aducem ștafeta veteranilor Invictus în fiecare an în județul Hunedoara și o vom aduce și anul ăsta. În 4-7 octombrie ștafeta va fi în județul Hunedoara. Am deosebită onoare și privilegiu și mândrie să fiu din nou coordonator al ștafetei Tronsonul Albastru, județul Hunedoara. O vom aduce din Gorj,
intrarea în județ anul acesta se va face pe la Pasul Vulcan, pe la Panton, pentru că e atât de frumoasă și de încărcată de semnificații acea zonă, încât vrem neapărat să o punctăm, chiar dacă din punct de vedere al alergării e crimă să urci munții ăia, dar o vom face. O vom aduce la Hunedoara, la Deva, după care o vom transmite colegilor de la Alba Iulia. În acest an s-a schimbat sensul și mergem doar la Alba Iulia, adică avem un traseu ușor față de Lugoj. Eram campion la distanță, suntem și acum am rămas, tronsonul cel mai solicitant din țară și suntem foarte mândri că suntem parte din puzzle-ul ăsta frumos numit Ștafeta Veteranilor Invictus. Fiecare are forme ale lui de manifestare a patriotismului și noi am decis că participarea voluntară e forma noastră de a ne cinsti eroii neamului. Despre asta este vorba în ștafetă. Se acoperă integral teritoriul țării pe toate cele trei culori. Sunt aproape 5.000 de oameni implicați, alergători, voluntari și cadre ale armatei și e un sentiment grozav să vezi cum se mișcă țara pentru a-și cinsti eroii. E patriotism și să alegi produse românești, e patriotism și să vorbești corect limba română, e patriotism inclusiv ceaunul ăla cu fasole de 1 decembrie, e tot o formă de patriotism, iar pentru noi formă de patriotism e participarea la ștafeta veteranilor Invictus. Anul ăsta avem în jur de 200 și ceva de kilometri de parcurs în alergare, suntem însoțiți și de bicicliști și sunt atât de fericită că e o echipă frumoasă care crește de la an la an și sunt oameni exact așa cum spuneai tu, oameni cu care empatizezi, oameni cu care ești din același film, oameni care simt același lucru și e bine să vedem că asta e România. Și că asta vrem să fie România. Ne întoarcem în studio. Te rog, Andra, și să pregătești acel filmuleț, dar să nu-i dai drumul încă. E un filmuleț de 40 de secunde, dar te rog să nu-i dai drumul încă. Înainte să mergem la oamenii din lumea noastră frumoasă, pentru că după postarea de ieri o să găsesc și o să vă dovedesc că în naivitatea mea există o altă lume. Oamenii nu se, unde oamenii nu se disprețuiesc, unde oamenii pun umăr de la umăr și o să vedem imediat despre ce vorbim. Dar vreau să nu trecem prea departe de munte și să te întreb. Ce îți spune muntele? Pe lângă bucuria pe care ți-o dă răsăritul, asfințitul, bucuria că îți învingi teama, orice, ce îți spune muntele? Care e mesajul pe care ți-l șoptește? E clar că îți șoptește ceva, pentru că de când te cunosc din 2018, privind în jurul tău, te întorci mereu acolo la munte. Ai putea alege marea, ai putea alege și ce e mai interesant, alegi munții noștri, nu prea mergi în altă parte, adică să te duci pe munți străini. Cumva te întorci la acel mesaj, ce șoptește ție muntele? Am fost și pe alți munți, am avut ocazia să văd doi vulcani până acum, Etna și Teide, și sunt impresionanți, însă merg pe munte pentru că îmi amintesc cât de mică sunt când merg pe munte și cât de importantă e fiecare clipă. Și cred că asta îmi oferă muntele, îmi oferă acea ancoră de care am nevoie ca să merg mai departe, ca să fac lucrurile așa cum consider eu că trebuie făcute. Și muntele îmi e un fel de părinte. Mie îmi place să spun că merg la biserică când merg la munte. Ce frumos. Și atunci am munții Retezați în biserica și munții Făgărași sunt catedrala. Pentru că acolo ajung destul de rar, ceva mai rar. Știi ce este cel mai ciudat? Ciudat e când cobor de la munte și aproape că îmi pare rău că m-am întors între oamenii, între civilizație, dar nu neapărat între oameni, între lumea aia de care fugim. În lumea aia de care fugim și muntele mi oferă liniște, muntele mi oferă împlinire și mi oferă
Echilibru, foarte mult echilibru de care am nevoie. Pentru că în spatele efortului, e efort, e greu să mergi cu rucsacul în spate, să mergi 10, 11, 12, 14 ore, dar e atâta încărcare de frumos și atâta nevoie de acel frumos și de perfecțiunea pe care doar Dumnezeu o poate crea, încât se estompează toată partea de efort. Muntele, mie îmi place să spun că e acasă, muntele, și a fost foarte greu să-i fac pe ai mei de acasă să înțeleagă că nu există grad de comparație între cele două entități. Familia e familie, sufletul e suflet, dar și muntele are locul lui acolo. No, care munte sunt convinsă că iubești pe toți? Care munte iubești cel mai mult? Mă iubesc Retezatul și râd de mine prietenii. Anul trecut, cred că am numărat, am fost undeva de 10 sau de 11 ori pe vârf. E un munte tehnic, e greu, nu mai vin în viața mea, nu mai vreau să mai văd pietrele astea, mi-e greu, mă dor picioarele. După care când ajung la mașină zic, Doamne, s-a terminat deja, trebuie să iau de la capăt, îmi place, mai vreau. Retezatul e o provocare continuă pentru mine, e și foarte aproape, pentru că suntem la o oră și ceva de Râușor. Și e foarte complex, e foarte frumos, e minunat Retezatul cu tot ce ne oferă și suntem niște privilegiați că suntem atât de aproape de Retezat. Da, pregătim și mergem la voluntarii, dragii mei, și la ștafetă. Avem un scurt material, foarte scurt, de 40 de secunde și ne întoarcem la acea ștafetă să vedem cine sunt, de ce sunt voluntari, ne mai povestește Dorela imediat, dar am părăsit muntele, mergem printre oameni. Să vedem ce fac oamenii. Ia, haideți să ne uităm la ce s-a întâmplat și din ce an e filmarea. Urălașul Dorela Veronica, voluntar Invictus, coordonatorul Fronsonului, Deva Lugoș, președinte al Asociației Alerpat în Deva, am onoarea de a vă preda ștafeta veteranilor Invictus, ediția noua 2022, Fronsonul Albastru. Sacrificiul în bun respect! Go, Invictus! Go, go! Bravo! Felicitări! Bravo! 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 Vă iertăm, vă iertăm! 2022, da, un episod frumos din ștafeta veteranilor Invictus. Este momentul predării ștafetei către coordonatorul din Lugoș, către comandantul batalionului de acolo. Și e plin de emoție când ajungi în Lugoș și vezi că te așteaptă lumea și pe străzi și peste tot și toată lumea te aplaudă când știi că ești după 110 km de alergare. Îi împărțim în tronsoane ceva mai mici, dar avem colegi care aleargă și duc. Mulți dintre noi sunt ultramaratoniști și putem duce fără probleme distanța de 110 km. Însă faptul că suntem de la an la an din ce în ce mai mult ne-a determinat să împărțim în tronsoane mai mici ca să poată alerga fiecare dintre noi în ritmul lui. Și e o poveste frumoasă, ștafeta veteranilor Invictus. Anul acesta vom fi și mai mulți, se implică din ce în ce mai multe instituții, din ce în ce mai multe persoane fizice, avem foarte mulți copii anul acesta care vor alerga la ștafetă și s-a produs așa un fel de val de simpatie și ne bucurăm să fim, cu modestie spun, unul dintre cele mai apreciate județe la nivel național pentru ceea ce facem pentru ștafeta veteranilor Invictus la nivel național. Hai să mergem un pic în trecut, pentru că sunt destui oameni așa ca mine care nu știu, cum n-am știut eu când te-am întâlnit prima dată, mi-aduc aminte cum să alergi, frate, la cetate noaptea, adică mi se părea imposibil. Nici acum nu, și mi-aduc aminte și nu o să uit niciodată acea noapte cross pe cetate. Prima participare, că pe urmă deja știam despre ce e vorba, dar prima dată mie mi s-a părut imposibil, dar foarte, foarte multă lume am văzut atunci că te-a urmat pe tine și pe Marius Dragomir și tu și el împărtășiți aceeași pasiune pentru sport. Dar
Hai să povestim. Cine? Avem impresia că lumea știe. Mereu trăim cu impresia că lumea știe. Eu am învățat într-o multinațională că marfa de suraft nu se vinde niciodată. Rămâne sub raft. Și dacă nu întrebi, răspunsul va fi întotdeauna nu. Hai să întrebăm, cine sunteți de fapt? Cum ați luat naștere? Cum ai ajuns în asociație? Cum s-a născut această pasiune de a vă aduna la oaltă și să aduceți un astfel de omagiu veteranilor? Că omagii tot aducem, punem coroane, îi preaslăvim, le facem și câte o poezie, le mai dedicăm și un cântec și asta e viața. Că așa-s vremurile. Voi faceți lucrurile puțin diferit. Da, lucrurile sunt făcute diferit de obicei când sunt făcute voluntar. La noi nu este nicio obligație nici să depunem coroane, nici să bifăm data respectivă pe calendar. Nu o facem nici pentru capital de imagine, pentru că era discuția asta, dar de ce faceți? O să candidați? Pentru ce vă pregătiți voi de atâția ani de zile? Așa. Da, nu facem asta. Fiecare dintre noi la un moment dat a avut acel click în viață și și-a dat seama că viața e scurtă, că trăim puțin și atunci trebuie să trăim pentru noi, trebuie să trăim intens, trebuie să trăim clipa, nu să o lăsăm să treacă. Fiecare dintre noi are în spate un feedback profesional impresionant și suntem oameni care am ajuns undeva din punct de vedere al profesiei și al carierei și suntem mândri de asta și atunci suntem în etapa în care vrem să dăm înapoi societății. Și așa putem să dăm înapoi, prin activități de voluntariat. Și asta înseamnă de la a fi voluntari, nu neapărat în ștafeta veteranilor Invictus. Suntem, uite, săptămâna asta, în weekend, suntem voluntari la un eveniment care nu ne aparținem, dar unde mergem cu sufletul deschis, suntem la Retezat Maraton. Și dacă ți s-a părut greu să alegi pe cetate noaptea, închipuieți cât de greu poate fi să urci pe vârful Retezat cu tot echipamentul tău, plus tot ceea ce au nevoie, 300 și ceva de participanți, apă, mâncare, tot, trebuie să aibă pe vârf pregătit. Și atunci urcăm cu o zi înainte, cu toate bagajele, ne trezim dimineața la 4, ne bucurăm de răsărit, după care ne apucăm de pregătit punctul de hidratare și de alimentare. E greu de definit voluntariatul dacă nu îl faci. Există un citat frumos prin care se spune că voluntarii nu sunt plătiți nu pentru că nu merită bani, ci pentru că munca lor este neprețuită. Sunt o mulțime de evenimente care nu pot avea loc fără voluntari. Și aici mă refer la tot ce ține de evenimentele de alergare la care participăm noi. Voluntarii sunt sufletul și ei sunt cei care dau vibe-ul evenimentului, sunt cei care sunt non-stop alături de concurenți și de aici vine importanța lor în fiecare eveniment. Cine suntem noi? Suntem România. Suntem România așa cum ar trebui ea să fie. Suntem România aceea frumoasă, suntem România implicată, suntem oamenii care am învățat că nu putem schimba la nivel macro lucrurile, dar le putem schimba la nivelul nostru și asta facem. Cu fiecare copil adus pe calea stilului de viață sănătos, cu fiecare părinte, și aici iară e o discuție atât de frumoasă, să vezi familii și părinți care își schimbă stilul de viață conduși de un copil. Copilul vine la cursurile de nutriție, copilul vine la alergare, copilul vine la drumeții în natură și automat se schimbă obiceiurile familiei. Și pentru noi cred că ăsta este cel mai frumos salariu, cum îi spunem noi. Să vezi că ai reușit să aduci o familie pe drumul ăsta și avem cu bucurie foarte multe familii undeva care sunt alături de noi, de asociație. Și am avut tura licuricilor acum 2 săptămâni, o vom relua la sfârșitul august, că o așteaptă toată lumea. Echipați cu lanterne frontale, cu 2 fructe și apă, că doar atât luăm la noi. Am făcut dealurile de prin jurul Devei, familii, cu părinți, noaptea, când era canicula mai mare. A fost o atmosferă grozavă, cu cântece, cu râsete, cu copii care trăgeau de părinți. Hai, mami, că poți, dacă pot, eu pot și tu. Și cam asta este marfa noastră și cam asta este ceea ce vindem noi. Vindem bucurie și vindem normalitate și le dăruim, de fapt, nu le vindem oamenilor, simplitatea. Toate constau în lucruri simple pentru că
nu ai nevoie de nimic ca să te bucuri de munte. Chiar aveam discuția asta că, da, da, cât vă costă să ajungeți la munte? Ne costă combustibilul și un sandwich, cam asta este cheltuiala noastră pe munte. Nu, să ai parte de bucurie ține de tine și nu ține de nimic altceva. De ce munte și nu mare? Aici e o discuție și nu este foarte corectă. Iubesc marea, însă, din păcate, nu am voie la mare. Merg destul de des la mare, nu am voie atât de mult pe cât aș dori din cauza unui diagnostic și trebuie să evit expunerea solară. Și atunci a trebuit să mi reorganizez viața și să am învățat. Așa cum am învățat să alerg, am învățat și să iubesc muntele. Destul de... Mergem și în cariera de maratonistă până să ajungem la alertate. Parcurgem așa încet, încet. Deși foarte multe deja au fost puse. De ce? Că, na, așa e, da. Mergem la cariera de maratonistă. De la pasiunea de a alerga și a te regăsi singură și a-ți alege acel timp pe care nu vrei să-l împarți cu nimeni când alergi, până la urmă participi la foarte multe curse unde deja devii un fel de, pot să zic, profesionistă, pentru că ai foarte multe trofee câștigate, care nu apar în presă, care eu nu prea am văzut, uitându-mă, na, că așa e ce mai pe unde mai aleargă Dorela, nu prea scriem noi și nu prea scrie presa județului Hunedoara, dar tu alergi în tot felul de curse care ți-au adus. Te-ai fi așteptat ca astăzi să o vezi cu gâtul plin de medalii aici pe masă? Credeți-mă că nu ne-ar fi ajuns masa să punem trofeele și probabil te-ai fi așteptat să pui sute de poze. Să știți că nu e așa. Nu am intrat cu bocancii, n-am pus nici măcar o poză pentru că ea nu a ales să-și prezinte nici măcar un trofeu. Dar nu se poate să treacă 50 de minute și să nu-mi întreb. Da, mai și câștig din când în când, câștig categoria de vârstă. Care e cel mai frumos premiu? Nu cel mai... cel mai frumos premiu pentru sufletul tău pe care ți l-ai câștigat într-o cursă? Mai cred că cel mai râvnit, cel mai neașteptat și cel mai greu a fost când am câștigat ultramaratonul de la Târgu Mureș, care a fost o cursă infernală, în care 3/4 dintre concurenți au abandonat din cauza condițiilor meteo, pentru că am prins de la caniculă până la furtună cu tunete și fulgere în câmp deschis. A fost o cursă de 24 de ore, cu diferență de nivel, cu urcat, cu coborât, și în care am luat locul întâi feminin. Am luat locul întâi feminin pentru că foarte multe dintre femei au abandonat. Eu am reușit atunci vreo 111 km doar, pentru că am avut curse de ultramaraton mult mai bune. Însă, din 24 de ore am alergat doar 16 și m-am retras la punctul de hidratare pentru că mi-a fost teamă. Alergam într-o pădure singură, pe o buclă de 10 km. Doar eu cu frontala și primeam foarte des avertisment că e urs în zonă. Și atunci am zis că totuși nu-i momentul, dacă tot sunt pe primul loc și sunt sigură că voi câștiga, să nu împart cu ursul podiumul, că nu e ceea ce îmi doresc, nu era momentul. Dar aia a fost o cursă, de obicei toate cursele de ultramaraton sunt curse ale Dorelei cu Dorela. Și mie îmi place să citesc, uite, când citesc și spune cineva, vai, la maraton am stat și m-am gândit și mi-am pus gândurile în ordine, măi, eu nu reușesc nici cum și cred că de asta alerg atât de mult, pentru că am și multe gânduri și multe planuri și, dacă ține să crezi, inclusiv scriu atunci când alerg, scriu cărți când alerg, sunt pe capitole, știu cum o să fie coperta, știu cine o să editeze, știu, am foarte multe treabă chiar și când alerg și de asta am ajuns să alerg din ce în ce mai mult. Aia a fost o cursă pe care am iubit-o din punct de vedere al rezultatului neașteptat.
Și am fost tare, tare de mândră, e tare mândră de mine. Eu iubesc maratonul, iubesc cursele de 42 de kilometri, sunt șoselar, nu-mi place să alerg pe munte. Și aici iarăși e o discuție, nu pentru că nu aș da randament, dar sunt un alergător neatent. Eu mă împiedic și cad pe asfalt, pe loc drept, să fim serioși. Nu ar mai lipsi decât să mă duc la munte, unde cred că Smur doar avea continuu treabă cu mine. Și atunci alerg pe șosea și pentru că îmi place un pic viteza și că îmi place să-mi evaluez tot timpul cursele, să le pot compara, lucru care la montan nu-l prea poți să faci, că diferă foarte mult traseele și diferența de nivel între curse. Și da, cursa de la Târgu Mureș mi-a rămas la suflet. Tot la suflet mi-au rămas maratoanele internaționale, pentru că am început cu grupul de prieteni pe care îl avem să explorăm așa, să vedem ce se întâmplă în afară. Hai să vedem, acum am făcut cam toate cursele de la noi, cum e la alții? Și am avut bucuria de a alerga la maratonul de la Atena, la maratonul autentic, pe traseul clasic, pe cel care s-a alergat primul maraton. Și a fost, e greu să-ți explic cum e să ai 39.000 de oameni la start, din care 19.000 doar la maraton. E o nebunie frumoasă, uite, se ridică pielea pe mine, e un vibe al evenimentului greu de exprimat. La fiecare start internațional plângem. La Barcelona, pe pandemie, a fost primul eveniment internațional ținut imediat după pandemie. Acolo am fost 17.000 la start. Până în ultima clipă nu am știut dacă vom lua startul sau nu, din cauza condițiilor impuse. Și să vezi 17.000 de oameni plângând de bucurie că în sfârșit pot alerga și lumea revine la normalitate. Am fost la maratonul celor trei țări, Austria, Germania, Elveția. Am fost la Roma, am alergat la Istanbul și la Istanbul am fost un grup mare de 20 și ceva. Anul acesta mă străduiesc să alerg la insulele Baleare, în Mallorca, și sper din suflet să am posibilitatea să alerg un maraton, noi așa ne-am propus, un maraton internațional pe an, cam asta ne-am dorit. E un efort financiar destul de mare, însă mergem fără familie, mergem doar alergătorii și atunci cumva un an de zile ne drămâim banii ca să avem pentru evenimente. Noi, exact ce spuneai tu, noi nu suntem profesioniști. Noi nu ne suportă nimeni cheltuielile. Suntem pe forțele noastre. Pe punguța voastră. Da, nu avem sponsor, nici nu am căutat sponsor și atunci e un pic mai greu din punct de vedere financiar, dar nu imposibil, pentru că reușim să punem bani și pentru pasiunea noastră. Din punct de vedere al mediatizării, aici e o discuție lungă. Eu am ajuns la maturitatea la care să nu mai caut vinovați și să nu mă mai întreb de ce, ci să iau lucrurile așa cum sunt. Cu greu sunt mediatizate și sunt scoși în față copiii și juniorii cu rezultate, dar rămite noi, cei de 40, 50, 60 de ani, care participăm la competiții și care mergem din pasiune. Ne-am obișnuit, noi, exact cum spuneam, nu candidăm la nimic. Poate, într-adevăr, mediatizarea noastră și a celor care au rezultate ar aduce un plus valoare și ar fi un avantaj pentru cei care doresc să se apuce de alergat și doresc să-și hrănească pasiunile chiar și la o vârstă mai înaintată. Poate ar fi un bun motiv. Uite, și ei, la 50 de ani, cam asta este media de vârstă a grupului, reușesc să facă ceva pentru ei și au rezultate. Sau poate că nu știu ce își doresc. Eu am întâlnit oameni care nu știu că își doresc sau că au o pasiune. Chiar și cei la vârsta noastră. Poate că dacă am reușit să mediatizăm acțiunile oamenilor, atunci privește sportul, pictura, am întâlnit tot felul, pe Lavinia cu inimi generoase, sunt tot felul de asociații care n-ai de unde știi că nu-ți găsești o pasiune, să faci ceva, nu știu, să tricotezi, să pictezi, nici nu știi că e, că ai un astfel de dar. Am făcut destule emisiuni, noi ăștia
născuți într-un regim politic unde făceai ce trebuia, am trecut spre modernism, capitalism, sub o formă doar de noi înțeleasă, pentru că nu știm ce ni s-a întâmplat și ne-am trezit într-o altă lume în care atunci când ai o pasiune, de multe ori oamenii se uită la tine și zic, acum te-o apucat și pe tine, păi până acum n-ai avut vreme. Aud asta de foarte multe ori. Începe să dăm bani la terapeuți care ne învață să devenim egoiști pentru că înțelegem doar ce vrem. Adică, așa cum ați auzit-o pe Dorela în această dimineață, bucuria sufletului să fie ea cu ea, să facă planuri cum să împartă cu ceilalți. Asta e un lucru, tot încerc, știi, să ne trezim la realitate. Atunci când facem lucrurile pentru noi, nu înseamnă să uităm de cei de lângă noi, să devenim egoiști. Nu. Și dăm bani la terapeuți să învățăm să ne iubim. Nu. Aseară mă uitam la un interviu de al lui Nicu Covaci, de acum fie iertat, da, care spunea, nu chiar un interviu, ci o discuție pe o scenă unde spunea că individualismul nu este o calitate. Individualismul este un defect. Și mi-a rămas așa întipărit în minte și despre asta este vorba. E foarte fain să faci lucruri pentru tine, e foarte fain să-ți schimbi mașina, să ai temiri ce vile, dar la un moment dat toate lucrurile, și bucuriile și tristețile se fac cu oameni, ai nevoie de oameni ca să le trăiești, ca să le simți. Poate unii le fac pentru confirmare, poate unii le fac pentru că au nevoie de legitimitatea actului. Dar sunt și cei care le fac de dragul de a dărui celorlalți. Sunt cei care trăiesc pentru a dărui celorlalți. Și sunt mulți, să știi. Cât despre vârsta la care îți descoperi pasiunile, eu m-am obișnuit să fiu nebuna care aleargă, mi-am asumat asta de atâția ani. Deja am ajuns la recordul la care nu mă mai claxonează nimeni, știe lumea, îi Dorela. Deci nu mi se pare, vârsta nu a fost niciodată o piedică și știu, doamne, care au o vârstă frumoasă și care sunt active și care acum au descoperit, nu trebuie să mergi pe munți, e suficient să mergi în jurul Devei, e suficient să stai în parc și să te bucuri, să tricotezi, e suficient să te plimbi, e suficient să zâmbești și să-i ajuți pe ceilalți. Ne-am dorit tare, tare mult să reușim să atingem coarda asta a voluntariatului. Eu chiar cred că voluntariatul e răspunsul pentru foarte multe lucruri care nu funcționează. Devii mult mai empatic dacă faci voluntariat și înțelegi altfel lucrurile. Nu te mai crizezi în spital că e aglomerat, pentru că dacă faci o zi de voluntariat într-una din secții, știi exact ce se întâmplă acolo și știi exact prin ce trec și cadrele medicale și pacienții și ai nevoie de asta ca să poți vedea întreg sistemul. Îți iubești și îți apreciezi enorm de mult copilul și îl evaluezi altfel dacă faci voluntariat acolo unde sunt copiii cu probleme și îți resetează total scara de valori și îți dai seama că nu, tu nu ai probleme. Probleme au anumiți părinți și anumiți copii și anumite familii au probleme, cele care se gândesc la ziua de mâine cu incertitudine. Și atunci resetarea asta a scării de valori vine cu foarte mult plus. Pentru că te bucuri de tot ceea ce ai. Te bucuri, așa cum spuneai, te bucuri că te-ai trezit și că vezi răsăritul. Sunt atâția oameni care nu-l mai văd. Sunt atâția oameni care ar da orice, nu să alerge, să poată face 2, 3, 5 pași. Și atunci dacă tot ai toate lucrurile astea, de ce să nu te bucuri de ele? Te lasă fără cuvinte de foarte multe ori. O să o mai chemăm, o să o mai rugăm să vină, să trezește de dimineață. Aș putea să fac partener în matinal. Doar dacă vi l-a alergat. Aici e complicat. Eu sunt tare leneșă. Da, nu se știe niciodată. Noi salutăm telespectatorii. Tanti Maria Hinț ne spune bună dimineața. O zi frumoasă să aveți astăzi. Mulțumim! Mulțumim! Bia! O bună dimineața la bunica? Bună dimineața!
Așa, Adriana Furcă ne spune: felicitări, stimă și respect pentru emisiune și invitatei dumneavoastră, vă mulțumesc că anticipat, pupici dulci, Doamne ajută, Doamne ajută, doamna Adriana. Daniela Ena ne spune: bună dimineața și bineînțeles și Enea Vasile, bună dimineața, o zi frumoasă, felicitări invitatei dumneavoastră, mulțumim. E vorba de familia Enea de la Hunedoara, instructorul de la Hațegana. Adrian Mureșan: mă gândeam eu că nu are cum să lipsească unul din fanii emisiunii. Bună dimineața, Adrian. Mulțumim, un dansator de la... Ei sunt... i-am premiat odată, dar o să-i mai premiem pentru că sunt fanii emisiunii. Și bineînțeles, Sergiu Stănescu ne spune: bună dimineața. Bună dimi, Sergiu. E soțul Lavinie, prietena noastră din centru, acolo unde îmi beau cafeaua. Îi salut, mi-e dor de ei. Am lipsit la apel vreo două zile. Promit astăzi să recuperez. Și începem povestea Alert T. În 5 minute vreau să trecem printre copiii de la Alert T. Zic bine? Nu Alert. 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 Nu Ro Alert. Nu Ro Alert. Nu. Alert. Dar de ce și T? Că eu am găsit la un moment dat... Alerg undeva. Ai găsit. Alerg undeva. Și acum e Alert undeva. E Alert undeva de 6 ani. Alert undeva pentru că vrem să schimbăm ritmul Andra, lucrurilor. Andra, poți să dai drumul la poze, te rog? Vrem să schimbăm ritmul lucrurilor undeva. Vrem, de aici era, de la Alert, de la un ritm mai alert al activităților, și T-ul ăla venea și de la tineret. Asociația a fost construită în jurul grupului de alergători, înainte era Alerg undeva. Așa ne-am intitulat. Trebuie să ne spui de unde e poza asta. Poza este de la 6 ani de Alert. Am sărbătorit împreună cu colegii 6 ani de la înființarea asociației și am avut un tort superb cu o inimă mare, că suntem toți o inimă. Și de acolo este poza, da. Mergem mai departe. Maratonul de la Istanbul, startul. În spatele meu se văd cei, nici nu știu, cred că vreo 15-16 mii de oameni am fost la start acolo. Tura licuricilor, părinți cu copii, cu frontale, pe cetate, pe dealuri, cântând, bucurându-se. Aici este de la ștafeta veteranilor Invictus, când am ajuns în urmă cu vreo 4 ani, e poza. Eram mult mai tânără, după cum se vede, și am ajuns la castel la Hunedoara. Târgul de limonadă este un eveniment la care noi ținem tare mult, îl vom avea și în acest an la finele lui august, în ultimul weekend, când fiecare copil își organizează târgul de limonadă. Târgul este în scop caritabil, ei își donează bănuți încasați către unde un scop. Faceți acest târg? În Parcul Cetății și va fi suprapus cu festivalul de jazz, deci chiar sâmbătă seară am vom înțeles. Avea târgul și vă așteptăm cu drag. Mergem mai departe, Bia. Maratonul internațional de la Roma este aici. Am văzut poza la 2 săptămâni când am primit fotografiile oficiale și mi s-a părut atât de impresionantă statuia din spate și brațele mele, pe care n-am văzut-o decât după 2 săptămâni. Mi-a plăcut tare, tare mult poza asta. Aici suntem la Câmpeni, la un concurs de alergare și avem, uite, dintre cei mici, să știi că alergă deja câte 5-10 km pe dealuri, sunt foarte buni, avem un lot de copii incredibil de buni și exact ce spuneam, avem aici în poză, avem 3 părinți care s-au apucat de alergat din cauza sau datorită părinților, că merg, din cauza copiilor, că aici merg ambele variante, da. Sunt părinți care aleargă pentru că au început copiii să alerge. Oh, da, aici este momentul în care am fost premiată de către Casa Regală și a fost foarte multă emoție, cel puțin pentru mine. E o zi pe care nu aș vrea să o uit niciodată. A fost foarte multă mândrie, foarte multă recunoștință. A fost așa un fel de mulțumire pentru toată echipa, pentru că în spatele acțiunilor mele e o echipă întreagă. Crosul pădurenilor, bineînțeles, unde micuții ăștia, 3, ei erau cei mai mici, copii de 8-9 ani, au alergat incredibil de bine 10 km de dealuri. A fost prima ediție la Cerbăl. Da, am fost parte din organizare. Mă pot lăuda că la prima ediție am participat și eu cu mașina, dragii mei.
Mai e un bun start, vedem pe viitor. Aici suntem cu Apa Înseamnă Viață, cu proiectul exact. Mare de anul ăsta, unde alături de activitatea Goscom prietenii noștri, am avut două săptămâni de forță în care am organizat de la seminarii de nutriție și importanța apei până la activități de ecologizare în zona Orăștiei și a fost un vibe extraordinar și abia așteptăm anul viitor să sărbătorim din nou apa. Oh, da. Asta este o urcare pe retezat pentru a fi voluntari la maraton anul trecut, la maraton retezat. Cam așa arată un rucsac de 35 de kg și pe lângă asta mai vin și multe alte bagaje. Aici e la Hamace, e la Via Ferrata, la Baia de Fier. De acolo din Hamace am coborât în viteză ca să ajungem să votăm, pentru că am considerat că e datoria noastră și vom vota de fiecare dată, la fiecare vot, pentru că așa mi se pare normal. Dacă sunt în țara asta, trebuie să și votez. Aici sunt o parte din atelierele de nutriție, stil de viață sănătos și drumețiile. Pozele de la mijloc sunt din retezat. Am mers cu 50 de copii de 1 iunie în retezat. Așa am sărbătorit anul ăsta, 1 iunie. Le-am arătat muntele. Și aici sunt o parte din activitățile noastre. Noi în fiecare săptămână avem cel puțin o drumeție și o activitate outdoor, plus antrenamentele de alergare. Și suntem din ce în ce mai mulți. Cum de viață te sănătos și clubul oamenii de teme. Dacă se hotărăsc că vor să încerce, cum te găsesc aici și vreau totul să și meu. Rămâi aici? Probabil Andra va fi ultima poză difuzată. Familia ta? Totul meu, da. Oamenii ne găsesc pe Facebook, pe Asociația Alert Îndeva, pe Alert Îndeva Junior, pe pagina unde punem și programul pentru alergările cu Invictus. Cu siguranță cine dorește să ne caute, e suficient să scrie Alert Îndeva și vor găsi toate detaliile despre noi și activitățile pe care le facem. Aș vrea să le mulțumesc colegilor din asociație. Eu sunt președinte în asociație, nu pentru că aș vrea eu neapărat, ci pentru că sunt omul care are cea mai mare disponibilitate ca și timp și pentru că sunt probabil cea mai agitată și cu cele mai multe idei și planuri. Am ajuns în faza în care când spun am o idee, lumea fuge din jurul meu. Dar îmi asum lucrul ăsta și dacă lucrurile funcționează, e tot ceea ce contează. Deci fără colegii mei și fără oamenii din asociație, nu ar fi decât idei. Eu sunt motorul de cele mai multe ori, însă ei sunt echipa și împreună formăm un tot. Cât despre ultima poză, despre familie, e echilibru. E tot ceea ce am nevoie și îmi place să spun că ei sunt stânca, eu sunt valul și fără de ei nu aș fi absolut nimic. L-am pe Tudor, care am plinit de curând 14 ani și plâng de câte ori mă gândesc că am un copil atât de mare și mi-este tare dor de el mic. Dar îmi place tare mult adolescentul și tânărul în care se transformă. Ne întoarcem în studio. Mulțumesc, Andra. Dorela, știi, emisiunea s-a terminat de vreo două minute. Mi-a spus Andra că nu mai avem spațiu de emisie, că ieșim. Dar n-ai puterea să o oprești și am intrat un pic peste timpul alocat calupului publicitar. E simplu, știți, când ai oameni atât de faini, e foarte simplă viața. Eu îți spun doar mulțumesc, pentru că eu pot îmbătrâni cu liniște că generațiile astea de copii care trec prin mâinile, mintea și picioarele Dorelei, cu siguranță vor avea un echilibru și vor duce mai departe acea lume frumoasă și plină de naivitate a mea, ca mine mai sunt. Și sunt convinsă că și la bătrânețe, când voi fi și mai bătrână decât acum, o să pot să stau liniștită că vor exista copii care astăzi sunt copii, atunci vor fi maturi, care vor avea grijă ca lumea mea la bătrânețe să fie la fel de frumoasă și de naivă. Îți mulțumesc! Și eu vă mulțumesc din suflet pentru invitație
Și o să-ți răspund cu o singură propoziție. Lumea e cum suntem noi. Aici ne luăm la revedere și ca niciodată o să închei mult mai repede. Vă iubesc. Nu uitați asta. Dăruiți și voi din iubirea voastră. Că așa e frumos, așa e bine. Și așa mărim cercul nostru în lumea noastră frumoasă, chiar dacă e plină de naivitate. Pe mâine dimineață!